Bună seara, bun venit la Cavalcadă. Nu-s cailul Poseidon ieșesc din spuma mării a la Carmen Cărbunariu. Sunt cai ieșiți din materia convulsivă a Marianei Papară de la Altamira și la Sco, trecând prin Ducepal Catalan, El Zorab, Pisicuța Bator. Iată că acum când da, acum chiar că sunt gelos un pic pe tema asta. Când eram mai tânăr, îmi plăceau și mie să desenez, să pictez cai. Știam că Mariana are câini și pisici, dar iată că este o atentă observatoare a calului. Despre ce se întâmplă aici, despre autoare, vă va vorbi în continuare scriitorul Emin Nicolae și, bineînțeles, artista în viață. Încă în viață, da. Da. Bună ziua, vă spun și eu. Eu am mai fost odată în expoziție, astăzi. Am văzut așa în pregătire, în atelier, și tot nu-mi revin. Adică e o expoziție, sigur a muncit mult Mariana, dar nu trebuie să se vadă lucrul ăsta, ce muncește artistul, să se vadă numai rezultatul. E o expoziție care de autor, evident, dar care reușește să, știți cum e, văd la cineva sensibilitatea, văd la altcineva referențialul cultural, văd talentul, mai... Deci ceea ce, ca să spun de la început, reușește aici Mariana, e să creeze o armonizare perfectă a sensibilității, talentului și culturii. Fără să ne lase loc să apreciem un element sau altul. Și toate lucrurile astea, nu vreau să reiau ce am scris în catalog, toate lucrurile astea ajung în limbaj. Pentru că până la urmă asta ne interesează, repet și spun mereu, felul în care artistul reușește să propună un limbaj plastic în cazul nostru. Pentru că despre cai avem toți amintiri. În memoria umană, calul e de 30.000 de ani. Domesticit, îmblânzit, eu am îndoiele în privința asta și nu numai a calului, gândiți-vă la pisică. Calul e de vreo 6.000 de ani îmblânzit, stă lângă om. Acceptă omul. Cam asta se întâmplă și în tablourile astea, în expoziția Marianei, care stilistic, sigur, se vede din prima, continuă materia convulsivă, e amprenta ei, de iată că materia aceasta, la un moment dat, care înghite, care digeră realitatea, am văzut în expoziția de la Muzeul de Artă, am văzut și aici, de data asta începe să regurgiteze, ca să spun așa, nu chiar, dar să ne arate ce se întâmplă în lăuntru ei. Și din lăuntru acestei materii convulsive, iată că apare câte un contur, câte o față, pot să spun față, pentru că are privire umană, de cal. Undeva chiar am văzut și eu și gura calului ducea tot spre om.
Deci această comuniune a omului cu calul, de foarte veche, e la fel de veche și în artă, că ce spunea Ștefan de Altamira și de arta rupestră, când calul era încă vânat de om. E și acolo o prezență artistică a calului. Nu mai spun încoace la mari clasici, dar Mariana nu pictează cai. Nu face portrete, părerea mea, portrete de cai. Ea are o problemă cu materia convulsivă. Și iată că materia convulsivă, la un moment dat, sigur, asociind, combinând, având obsesii, că trebuie să ai obsesii ca să faci artă, că așa artefacte se pot face, numai din maestrie. La un moment dat, materia asta la Mariana a scos la iveală calul. Deci nu este o expoziție despre cai neapărat, despre cal, cum am spus, cu portrete de cal. Calul aici e de fapt o umbră și o rămășiță a sălbăticii umane. Eu am spus, când trebuie să le iau, că nu cred în îmblânzirea calului. Și în general, poate câinele, nu știu dacă numărăm, că sunteți toți iubitori de animale, nu știu câte animale cu adevărat au fost domesticite sau îmblânzite. Ne lasă să credem lucrul ăsta. Calul cu atât mai mult. E o inteligență animală pe care ne străduim să o pricepem, dar încă nu, dibuim. Și ne dă impresia, ne dă iluzia că îl dominăm. Iată că atunci când e mai bine, vine calul de undeva, din materia asta convulsivă și ne pune la punct. Dar spuneam, important e că toate lucrurile astea, când intrăm într-o expoziție, v-am mai spus, toți avem amintiri cu cai. De la mama, de la bunica, de la țară, eu am de pildă de pe Bulevardul Gării, că n-am stat la țară. Și spuneam în clasa a doua că vreau să mă fac birjar. Că stăteam lângă birjile cu cai toată ziua. I-am dat și o carte cu armăsarul Gării. Deci pe toți ne-a marcat la un moment dat și avem în memorie cai dintr-o împrejurare sau alta. Și atunci când intrăm în expoziție, suntem tentați imediat să facem o legătură cu ce avem în cap, de demult, sau mai de aproape. Nu, expoziția de artă e dincolo de întâmplarea asta, pasul 2, pasul 3, dincolo de întâmplarea asta strict subiectivă, personală, cum spuneam, e limbajul, felul în care artistul reușește să sublimeze, să metamorfozeze, să ducă subiectul, calul, în cazul nostru, în limbajul plastic. Și ceea ce face Mariana, ce a făcut și face mai departe Mariana aici, este un lucru extraordinar. Nu fac eu clasamente acum, dar cred că e o expoziție memorabilă din câte au fost aici și vor mai fi. Da. Ceea ce, nu știu, putem vorbi despre schimbări, dar nu sunt schimbări. Despre evoluții, eu am spus că, sigur, colajul și mixtura o folosește mai rar de data asta, mai discret. Dar ea există și există când trebuie și cum trebuie să fie pusă. Până la urmă, contează această desfășurare de imagini pe seama calului, hai să spunem așa. Dar importantă e felul în care Mariana reușește și iată, dacă e totuși o noutate, desenul apare mai evident de data asta în anumite lucrări, care altă dată era ascuns. Era într-o structură, un suport ascuns. De data asta îl lasă să vină în față, tocmai ca să ne spună că e calul acolo, dar
cromatica, structurile, construcția, echilibrul suprafeții, provocările, adâncimile și, ca să nu spun golul, și primul, plinul. Tot ceea ce e aici e, din punctul meu de vedere, o reușită perfectă și nu pot decât să o felicit. Mulțumesc! Mulțumesc! În primul rând, vă mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că participați la această emoție pe care o am cu deschiderea acestei expoziții personale. Aș vrea doar să completez ceea ce au spus și Ștefan și Emil. Această expoziție este rodul unei cercetări, dacă aș putea să spun, de 2 ani de zile. De fapt, eu această expoziție cu Cabalus, nu, mi-o propun de vreo 2 ani de zile, dar având în vedere faptul că această materie convulsivă a devenit obsesivă la un moment dat, așa, care de fapt rămășițele se mai și văd în unele din lucrările prezente, am încercat totuși să mă detașez. Deci, așa, numai în 2 cuvinte, fără să intru în detalii, am încercat să redau o stare, o emoție, prin expresia portret, dacă pot să spun așa, a calului, și chiar am încercat o umanizare. Toți iubim animalele, eu zic că sunt ființe și la un moment dat cred că ne confundăm foarte ușor cu ele. Deci împrumutăm foarte mult de la ele, ele de la noi. Deci ideea de fapt este a unei expoziții cu acest titlu, Cabalus, calul, portretul de cal, dar am vrut să merg dincolo de ceea ce înseamnă un titlu, nu? Al unei expoziții. Da, exact. Deci eu vă invit să vizionați expoziția, sper să ajungă emoția și starea din lucrare și la dumneavoastră și dacă vă face plăcere, vă fac o invitație după vernisaj, pentru că protocolul în acest spațiu se pare că din cauza situației create nu poate avea loc. Deci vă invit la Bale dei Sapori, la un pahar de vin și un delicates, să spunem așa, italian. Este în Precista, dacă veți plecăm în grup sau dacă sunteți cu mașinile, este chiar vis-a-vis de Biserica Precista. În fine, dar cred că nu reușim să ne organizăm. Așa, dacă aveți întrebări, dacă eu știu, vă stau la dispoziție cu mare drag. Și mulțumesc încă o dată. Thank you.
Thank you.